Polițiștii acționează zilnic în vederea identificării celor care nu respectă legislația în domeniul silvic, așa că oamenii legii au confiscat mii de metri cub de material lemnos transportat fără documente legale. Această cantitate va fi scoasă la licitație de Direcția Silvică. Masă lemnoasă confiscată, deci material lemnos care a fost confiscat cu ajutorul poliției și care este în custodia noastră, depozitate pe raza ocolilor silvice și sau la depozitul Direcției Silvice de la Centrul de Fructe și urmează să fie scoasă la licitație și ajudecată de cine dorește, de agenți economici, de persoane fizice. Cea mai mare cantitate de masă lemnoasă confiscată provine de la un depozit din Tismana. Cea mai mare cantitate provine de la un depozit de la Tismana al unei firme private, unde au fost făcute niște verificări de către poliție și împreună cu garda forestieră și s-a confiscat o cantitate de vreo 450 de metri cub de lemn de foc, care urmează a fi scos la licitație prin intermediul Direcției Silvice. Până în acest moment, 14 firme și-au depus documentația pentru masa lemnoasă ce va fi scoasă la licitație de Direcția Silvică.